Dragi telespectatori, la mulți ani, Crăciun fericit! Hei, hei, vă felicităm călduros cu ocazia anului nou 2012! Probabil vă întrebați ce e cu ciudații ăștia. De fapt, ar trebui să vă întrebați ce e cu ciudatul de președinte interimar Marian Ilici Lupu. Domnul Lupu, vinerea trecută, amintim pe 3 februarie, a doua lună anului 2012, în Palatul Republicii au putut fi auzite asemenea urări. La mulți ani! Felicitări cu ocazia anului nou! Și asta pentru că președintele interimar Marian Lupu a dat o recepție, știți cu ce ocazie? Cu ocazia sărbătorilor de iarnă. O recepție pentru ambasadorii străini cu soțiile lor, pentru membrii guvernului și ai parlament. Straniu calendar are Marian Ilici. Anul trecut a dat o recepție cu ocazia sărbătorilor de iarnă pe 5 februarie, anul ăsta pe 3 februarie. Mă gândesc, poate după calendarul ăsta chinezesc, știi că ăla se schimbă nu chiar de adevărat, anul nou, dar anul nou la chineză a fost tocmai pe 26 ianuarie. Deci pe, mai târziu și decât ăla. Nici chinez, nici moldoveni, nici românesc, nici rusesc, Dumnezeu știe. Nici european. În plus, și recepția asta de care vă vorbim și cea de anul trecut s-au făcut, nu știu cum, fără prea mare reclamă, așa în grabă, nu știu cum, departe de ochii presii, au lăsat doar o televiziune care a filmat vreo 10 minute așa de la ușa. Hoțește, ca haiducii, pe ascuns. În plus, recepția de anul ăsta a avut un specific. S-a întâmplat pe fundalul protestelor tot mai obraznice ale comuniștilor. Chiar în ziua în care domnul Lupu dădea pătrăcera, comuniștii i-au adus pe smeți și i-au agățat de poarta reședinței sale a domnului Lupu. Comuniștii ca și cum i-au făcut aluzii că i-au pregătit pe smeți pentru a avea ce mânca la pușcărie. Aha, comuniștii i-au pregătit pe smeți, iar domnul Marian Ilici Lupu, cum înfuleca icre negri și șampanie, așa înfuleca. Știi ce mi-amintește asta? A fost acum, pe timpul guvernării comuniștilor, pe timpul lui Voronin, am organizat noi un marș de protest împotriva demolării culturii. Da. Și exact în momentul când oameni de cultură, nu eram mulți, eram vreo 200, dar totuși floarea națiunii, nu flori de... Da. Cum uram acolo, nu jos, nu demolați cultura, dar în timpul ăsta Vladimir Nicolaevici îi înmânau, nu știu ce, medalii ministrului culturii de atunci, domnului Vyacheslav Madan. Iată, poftim, iar acum Lupu face un lucru atunci similar. Atunci erau comuniști, acum sunt ai vreme noștri, trece, ca și cum. Vreme vine, toate vechi și nouă toate. Și onoare, vă rugăm să ieșiți de la Călduț, să vorbiți cu oamenii, să vorbiți cu cetățenii.
și să le expuneți expres în față de ce încălcați flagrant legea. Nu o să-i placă lui Voronin puiul izdicioară. Cam prea mult vileait. Ei, ia spune, bine-ați venit, dragi comuniști. Hai, cârâi, bine-ați venit. Ce-i cu tine? N-ai ce face? Acuși vin protestatarii și o să le fie frig la picioare. Știu că vin protestatarii, tot la confortul lor mă gândesc. Dar ce are pasărea cu protestul comuniștilor? Are, ce? O să intre Muntean la ședința biroului legislativ și o să-i ceară lui Lupu să dizolve parlamentul. Dar păsărica o să zică bine ai venit. Iurocica Muntean o să se bucure, o să pune posmagii pe masă și o să fugă rușinat afară. A ajuns la Dovleac. Bine ați venit, dragi comuniști! Ura!